În județul Călăraș erau 26 de drumuri județene, în lungime totală de 700 de kilometri, din care mai mult de jumătate dintre acestea nu erau asfaltate sau nu erau într-o stare foarte bună de folosință. Prin intermediul Societății de Drumuri și Poduri Călăraș, prin lucrările de reparații și întreținere, dar și prin intermediul investițiilor făcute de Consiliul Județean, s-a reușit aducerea acestor drumuri într-o stare bună de funcționare. În acești aproape 7 ani s-a reușit în jur de 250 de kilometri de drumuri județene să fie asfaltate. Repet, atât prin lucrările făcute de colegii noștri de la drumuri, cât și prin investiții. La investiții aș vrea să aduc să vă aduc aminte de lucrările efectuate pe DJ 402, de lucrările efectuate pe DJ 302, Belciugatele, Măriuța, limita cu județul Ialomița, DJ 411, porțiunea din localitatea Chirnogi, Radovanu, Crivăț, limita județului Giurgiu, DJ211 de Dichiseni până la DN21 pe o lungime de 25 de kilometri, dar și lucrările care sunt în curs de realizare de la drumul 403, DJ403, Mănăstirea Radovan. O bună parte din această reușită s-a datorat și atenției sporite pe care Consiliul Județean a acordat-o Societății Drumuri și Poduri Călăraș, atât prin aducerea de personal care să se implice la nivelul societății, dar și prin achiziționarea de utilaje. Pentru mai multe detalii în ceea ce privește utilajele și tot ce au făcut dumnealor, o să îl rog pe colegul meu, Adrian Moldovan, să ne spună câteva cuvinte, după care am să revin cu investițiile pe care le dorim să le facem în continuare pe aceste drumuri județene. Ne-am axat pe achiziționarea de utilaje care să ne permită întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor județene și arată că în anul 2016 Societatea de Drumuri și Poduri deținea doar un număr de 19 utilaje, 5 autofrezere, 8 autocamioane dotate cu lamă și sărăriță și 6 utilaje dotate cu lamă și cupă. Astăzi, societatea are 31 de utilaje, autocamioane și autospeciale pentru dezăpezire, 7 autofrezere, dintre care 2 de mare capacitate, 15 utilaje și autocamioane dotate cu lamă și sărăriță și 8 utilaje dotate cu lamă sau cupă. Așa cum a spus domnul vicepreședinte, noi ca societate avem ca principal beneficiar Consiliul Județean Călăraș, ocupându-ne de reparația și întreținerea drumurilor județene. Reușim pe an să reparăm prin transformare din drum de pământ în drum asfaltat sau așternere de covor asfaltic nou peste cel existent, în jur de 30 de kilometri pe an. În ultimii 7 ani am reușit această performanță în fiecare an. S-a hotărât această modificare pentru că societatea urmează să intre într-o perioadă în care va acorda o atenție mai mare părții de relație cu autoritatea publică și cu autoritatea națională și atunci s-a considerat că este nevoie de o persoană cu pregătire mai mult în partea juridică și administrativă decât în partea tehnică, domnul militarul urmând să se ocupe în continuare de partea tehnică ca și director operațional.
drumurile județene sunt clasificate. Vrem să facem o reevaluare a drumurilor existente, să le reclasificăm și urmând să vă comunicăm ulterior exact câte mai sunt și ce, în ce etapă dorim să le finalizăm. Vă spun câteva cuvinte despre drumurile județene pentru care am depus cerere de finanțare și pentru, sunt 7 drumuri pentru care noi am depus cerere de finanțare, pentru 2 dintre acestea am și semnat. Începând cu 18 luna curentă s-a dat și ordinul de începere a lucrărilor la DG 311. Domnul președinte la ora aceasta este în vizită pe acest drum județean care leagă satul Arțar din comuna Ileana cu localitatea Nicolae Bălcescu. Un alt... Da, da. Ambele sunt finanțate prin Anghel Salini. Cel de-al doilea drum pentru care deja avem finanțare semnat este vorba de DG 211D cu Zavodă Ștefan Vodă făcând legătura cu DN21. Mai avem încă 5 cereri de finanțare. Aici aș vrea să încep cu DG 201B, pentru că dacă am obține finanțare pe acest drum județean, ar fi unul dintre cele mai importante drumuri județene pe care am reușit să-l trecem de la faza în care este acum, și anume drum de pământ. E vorba de legătura dintre localitatea Ulmeni și Valea Argovei, Lehliugară, limita județului Ialomița. Sunt peste 50 de kilometri. Practic, acest județ, acest drum județean, traversează județul de la sud la nord. Merge de la Dunăre până la limita județului Ialomița. Ar însemna o mare deschidere pentru toată această zonă. Un alt drum județean, 309, Dăneș-Făurei, 307, Independența Vlad Țefeș-Vâlcelele, DG 306, cu Zavodă, Dragoș-Vodă, limita județului Ialomița, DG 303, Mănăstirea Valea Argovei, Sărulești, Tămădău. Noi am pregătit și o hartă pe care chiar mi-aș dori o să o fotografiați. Cu roșu am trecut porțiunile de drum județean pe care colegii noștri de la Drumul și Poduri, de la Societatea Consiliului Județean, au făcut lucrări de reparații și întreținere. Cu verde sunt trecute lucrările de investiții ale Consiliului Județean, deja realizate. Singurul care a rămas un pic în urmă este drumul 403, DG 403. Și cu albastru am trecut drumurile pentru care am depus cereri de finanțare.